are nicio șansă. România, în cazul unei înfrângeri, trebuie să bată Rusia mâine, dar dacă Olanda pierde azi, lucrurile sunt clare în această grupă, unde România și Rusia ar merge mai departe. Excelentă intercepție Ramiro, și este un contraatac 2-1. Ramiro Georgescu, și de asemenea este scăpat Calman Gadar pe dreapta, dar va fi Ramiro lăsat să tragă. Haide Ramiro, este față în față cu portarul, oferta 2 și ce ratare! Incredibilă ratare! 3-3 în continuare. Ce intervenție formidabilă a lui Jordi Steele. Ratăm prea mult. Sper să nu ne coste lucrul acesta. Alexandru Matei, Bușilă. Avem 30 de secunde. Publicul simte momentul greu prin care trece naționala. Bușilă ține mingea, pasă la Diaconu. Așteaptă Matei, care trebuie să iasă din 2 metri. Ramiro nu cred că va mai trage la poartă câteva minute. Bușilă, 13 secunde. Bușilă, încă 30 de secunde. Un nou atac pentru România. Jordi Steele a respins încă o dată. Meci excepțional făcut de portarul Olandei, care a scos câteva acțiuni bune ale noastre și în prima repriză. Bușilă, Andrei Bușilă, Diaconu, Diaconu, Bușilă, Nicu Diaconu. Diaconu trage bine, dar nu din acea poziție, cu adversarul chiar în gâtul său. Alexandru Matei, bară, și mingea e la ei. Olanda scapă încă o dată. După primul lor atac am ținut mingea în jumătatea lor mai mult de un minut. O bară și două intervenții perfecte ale lui Jordi Steele și scorul este în continuare egal. Bușilă rezistă lupta la centru. Fault în atac, posesie România. Formidabil a rezistat Bușilă la lupta cu Kramer. Kramer aproape că ieșise cu tot corpul deasupra apei, încercând să-l împingă pe Andrei Bușilă, călit în puternicul campionat al Ungariei. Alexandru Matei, Ramiro, Diaconu. Cadar este pe extrema dreaptă. Scapă mingea pe apă. Acolo Alexandru Matei, Ramiro, Bușilă. Un șut departe. Trăgătorii noștri de la distanță dau rateuri, iar de aproape am avut niște ratări foarte, 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 foarte mari, în condițiile în care, în astfel de meciuri atât de importante, orice greșeală contează. Vervei. Vervei pasă pentru Fanec, atacat de Kalman. Kadar. Cosmin Radu. Și intercepția a făcut acolo Ramiro. Păcat însă, tot el a ratat după un sprint lung. Șut în bară, noi suntem cei care am avut șansă la faza aceasta. Excelentă execuție a treiarului Kramer cu spatele la poartă. Egalitate și ce privește eliminări. 4-4, Kadar pe dreapta, dar rare o trage Kalman Kadar de acolo. Angajarea centrului, eliminare, om în plus pentru România. Din nou, Cosmin Radu își face treaba excelent. Poate cel mai puternic centru din lume. Se grăbește cu numărul 11, Ghiban, pentru ca atacul nostru să fie făcut în formație completă. Diaconu, Ghiban, Ramiro, Ramiro, pasă la Nicu Diaconu, un pic în spate la Ghiban, mingea cade pe apă. Ramiro, șut destul de slab. Rămâne 3-3. Fără gol această repriză, după ce în prima parte s-au dat numai puțin dese goluri. Pe contraatac, Olanda destul de aproape de poarta noastră prin optarul Fanec. Mingea este la Gherițe. Gherițe a dat un gol, primul al Olandei în meciul de azi. A mai dat și două goluri ieri în fața Rusiei. Ne apărăm destul de bine, mai au doar 8 secunde de atac. Dacă nu angajează centrul, sunt obligați să tragă de la distanță. Oh, un șut în capul colegului său. Aproape că s-a scufundat optarul Fanec pe o reloare. Dacă s-ar putea, vom observa cu mingea l-a lovit în cap, chiar pe centrul lor, în plină figură. Cred că a deviat mingea puțin și în capul fundașului nostru. Dar optarul Olandei, este eliminare indiscutabilă acolo. Mai bine nu mai pasă la centru. O, minge doar să pierdem a doua superioritate într-un moment în care balonul este dat înapoi cu o neglijență dezarmantă.
3-3 într-un meci în care facem foarte multe greșeli. Spiker poate trage. Iată mingea la stângaciul lor, are un șut excelent de acolo și închide faza cu un gol la colțul scurt. Este 4-3, golul lui Gotemacher, primul în această repriză, după ce România a ratat niște poziții mult bune. Gotemacher așa, 4-3 pentru Olanda. Moment dificil pentru echipa noastră, un moment pe care băieții noștri îl folosesc pentru odihnă. S-a notat aproape 5 minute fără prea mult folos până la urmă, trebuie să o spunem. Cei care au înscris au fost olandezii, care uite-i, au un gol în față după reușita lui Gotemacher. Crearul lor, De Bruyne, este foarte aproape de a fi eliminat, are deja două greșeli. Ghiban, câteva fente, pasă la Josep. Josep va căuta vinclul probabil, dar mingea se duce departe de poartă. Rămâne 4-3 pentru Olanda. Momente pe care Olanda încearcă să le speculeze, ai noștri ratează din poziții foarte, foarte clare. Avem acțiunile, le ducem până pe ultimul șut. Acum este o eliminare și un om în plus pentru adversarii noștri. Eliminat la centru Ghiban. Om în plus așadar, Olanda, De Bruyne reprimește. Ajunge la extremă stângă, la Gherițe. Din nou balonul trece la el, în fața Sakadar, pasă la Spiker. Gotemacher, De Bruyne, câteva fente și un șut în blocaj. Da, cam asta e apărarea pe care o așteptăm de la formația noastră. O apărare cu brațele sus, agresivă, pe omul cu mingea, mereu aproape de el. Dar dacă la apărare nu stă foarte rău până acum, în atac am ratat fără prea multe scuze. Negrean. Josep cu casca agățată acolo în jurul gâtului doar. Negrean, un șut destul de bun, e corner, portarul lor a ajuns încă o dată la minge. 2 minute și 4 secunde. 4-3 în continuare pentru Olanda. Șase la 4 în ceea ce privește superioritățile de care au beneficiat cele două formații. De 6 ori România a fost cu un plus, dar de 2 ori am dat mingea pe pasă directă înapoi adversarului. O dată Radu Cosmin, o dată Alexandru Matei. Olanda a avut de 4 ori superioritatea și a înscris 3 goluri din om în plus. Josep. Negrean. Cosmin Radu își caută poziția în centru, în luptă cu Șesarul Linput. Strâng la centru olandezii, obligându-ne să tragem de afară. Simt adversarii noștri că la acest capitol avem destule greșeli. Așteaptă Ghiban mingea. Negrean pasează la Josep. Angajare la centru. Un centru care obține din nou eliminarea. Pentru atâta oară Radu Cosmin își face treaba perfect. Este un timeout pe care îl cere antrenorul nostru, simțind că se ratează prea mult, simțind că jocul nu merge cum trebuie. E nevoie de puțină ordine, a spune de puțină luciditate. După multă vreme de la mondiale, România are din nou un meci decisiv, un meci de totul sau nimic. Bine, mai avem o șansă cu Rusia, dar dacă vom pierde astăzi va fi foarte greu mâine în fața Rusiei. E bine, Ișvan Kovac, omul care a câștigat de 2 ori Cupa Campionilor în polo, acea Euroligă, și de 8 ori titlul Ungariei cu 2 echipe diferite, cu Honved și MTK, încearcă să readucă naționala noastră pe linia de plutire. Obiectivul este calificarea la Jocurile Olimpice, dar pentru asta trebuie să ajungem la europene. La europene trebuie să ne calificăm pentru următoarele mondiale și de acolo să ajungem în turneul care probabil ne va da dreptul să forțăm o calificare la europene. Ei bine, dacă ratăm turneul ăsta, totul se complică foarte, foarte mult. Josep. Alexandru Mali se duce în extremă, pasă pentru Kadar. Negrean, Josep, stângaciul iese.